Este iluminat intens stadionul Academiei Gheorghe Hagi. Farul începe cu Ioani în poartă, Cezare 4-3-3, Benzar revine, iată, pe postul care l-a consacrat, Larie, Popescu și Chichi completează linia de apărare, Artean, Băluță și Grameni la mijloc, în față Luis Munteanu, Denis Alibec și Alexi Pitu. La ultimul joc cu Hermannstadt pentru FC Argeș, așadar în teren Greab, apoi Tofan, Dobrosavlevic, Marius Constantin, Fabio Viana, Latovlevic, David Mesacoli și Toni Njike, apoi Ișvan. Suntem în direct cu stadionul de la Ovidiu și începe meciul, la capătul căruia farul lui Gică Hagi se poate reașeza pe prima poziție a clasamentului. Farul atacă la poarta din stânga. Luis Munteanu trage, Luis Munteanu. Din nou emoții pentru Alex Greab. Ionuț Șerban. Și este gol, îl scrie Grameni. Grameni fructifică această fază, care nu știm exact cum s-a petrecut. Era în pereloare. Da, era la surprinși pe... Dar le regăsesc pe Grameni, dacă nu greșesc, aproape în aceeași poziție din care a marcat golul 3 al partidei cu, cu FCSB. Ia să vedem faza. Pitu. Da. Vine fără marcaj, exact ca în partida cu FCSB. Și din nou Pitu este autorul pasei decisive. Și asta este într-adevăr o pasă decisivă, pentru că acolo Grameni trebuie să pună latul. Tofan, vine bine Tofan. Chichi e lăsat în urmă și lovitură de cap ratată de Njike. Jocul întrerupt, este o problemă în teren sau un stadion, să vedem. Da, se pare că un spectator are probleme. Da. Da, unul din spectatori părea să comunice cu cel care avea probleme medicale. Cu minge care sare la Alibec, o întoarce foarte bine Alibec pentru Luis Munteanu. Intervine Dobrosavlevic, pentru că Luis Munteanu scăpa spre poartă. O ieșire a lui Ioani și mingea este prin spatele porții. Ioani nu a ieșit bine la acest balon, a greșit. Pitu în careu, Pitu continuă, Pitu caută centrarea, Pitu blocat. A venit acolo Viana. Pitu are timp să centreze, trimite la marginea careului, așa cum a făcut-o și la faza golului. Luis Munteanu a prins balonul, da, gol, da. Super, Băluță! Da, dat foarte bine, cerebral jucător, inteligent, n-a bubuit-o, a lovit-o de unde vine, cu latul, mă rog, cu interiorul. Da, și l-am văzut fără drag, fără niciun fel de emoție, jucând cu Serbia, mi-aduc aminte. 2018 și ce echipă aveau Serbia atunci. Tadić, Mitrović. Foarte frumos, foarte frumos, golul marcat de farul. Aici e farul foarte periculoasă, la contraatacuri. Acum Artean, întârzie puțin Artean, reușește totuși să-i paseze lui Pitu. Alibec din prima, căutând colțul lung. Acest contract la o formație care favorizează fotbalul spectaculos în viteză, este o lovitură a lui Garita. Pleacă bine Ducure. Fost însă zona acoperită acolo de Viana. Greșeli cam multe pe final, cu jucători obosiți. Artean. Ducure.
Torje. Toarce bine Torje și înscrie cu stângul la colțul scurt. Greșeală de portar, greșeala lui Grab. Dar și șutul a fost foarte precis, foarte rapid. Grab n-a avut timp să intervină. Da. Și e un gol făcut de valoare, evident, dar de insistența lui, lui Gabi Torje, experiența lui. Îi dă mingea printre picioarele lui Marius Constantin. Și apoi înțeapă mingea cu vârful piciorului stâng. Șut rapid, precis, lângă bară. Amândoi l-am remarcat și în prima repriză, chiar și în această a doua parte. Final de meci la Ovidiu. Farul se întoarce pe locul întâi al clasamentului, la egalitate de puncte cu Rapid, 21 fiecare.